Vă spun bună dimineața și vă mulțumesc pentru numărul mare pentru care vă aflați astăzi aici, nu numai într-o zi frumoasă, într-o temă frumoasă. Doamnelor și domnilor, continuăm astăzi seria conferințelor pe tema medierii în și vom dezbate împreună o temă de un mare interes național, respectiv reglementarea medierii, o provocare pentru toți. În edițiile anterioare am abordat teme legate de mediere ca o soluție alternativă de soluționare a conflictelor, de medierea în afaceri, organizată odată cu lansarea cărții Medierea Oxigen pentru Afaceri, care a înregistrat un real succes. Am fost, altfel spus, preocupați de implicațiile și efectele medierii asupra sistemului juridic în ansamblul său și, în special, asupra mediului de afaceri, a mediului financiar bancar și a economiei reale, precum și de soluții ieșite de conflicte generate de părți, fără apela la hățișurile justiției. În ultima ediție am abordat o temă care s-a adresat oamenilor de afaceri, primii pionieri, din punctul meu de vedere, care au putut demonstra că medierea chiar este o soluție reală, vitală și eficientă în soluționarea conflictelor comerciale. După cele două dezbateri, care au generat idei și soluții interesante, lăsăm ca practica judiciară să se contureze, urmând ale comentarii după așezarea și abordarea unitară a codului nou civil și a legii privind mica reformă în justiție. Astăzi abordăm o temă pe care o subscrie de asemenea preocupărilor noastre privind relansarea economică, că suntem într-o perioadă dificilă, un domeniu care ne-a captat atenția în analizele noastre de specialitate și acela, anume, al reglementării medierii ca procedură prealabilă obligatorie. De aceea am simțit nevoia să organizăm un astfel de eveniment, de data aceasta alături de Asociația O Șansă pentru Viitor și Asociația Centrul Asociațiilor Mediatori, alături de specialiști cu recunoaștere națională în domeniul academic, al medierii, al bancherilor și al medierii. Personalitățile care vă vorbi astăzi în fața dumneavoastră s-au remarcat prin idei inovatoare în domeniu și și-au impus profesionalismul în specialitatea lor. Astfel, de această dată, vorbitorii vor proveni din toate zonele de specialitate. Primul lector al acestui eveniment, doamna deputat Alina Gorghiu, ales al Colegiului 22, uninominal, avocat și mediator, ne va vorbi despre realitatea medierii în România. Domnul Mihai Gondos, adjunct al Avocatului Poporului, va aborda o temă de mare actualitate, vizând importanța Avocatului Poporului ca mediator între instituțiile statului. Un răspuns profesionist la întrebarea de ce mediarea obligatorii, răspuns care vine ca o reacție la punctul de vedere al Guvernului României privind inițiativa legislativă de modificare a legii 192/2006, îl va susține domnul Ion Dedru, vicepreședintele Consiliului de Mediere. Vechiul nostru prieten, și aici nu mă refer la vârstă, ci la experiența voastră acestuia, împărtășită nouă audienței, pe parcursul celor trei conferințe în domeniul medierei, domnul Hager Basse, mediator și formator în cadrul școlii de formare profesională Human Toolkit, va vorbi astăzi despre modalități de degrevare a instanțelor de judecată. Va face o prognoză la degrevării instanțelor de judecată în primul an și creșterea calității actului de justiție. Din industria bancară o avem pe doamna Mirela Iurbu, vicepreședinte CECVAC, care va prezenta o temă, sistemele alternative de soluționare a litigiilor în afara instanțelor de judecată. Salutăm de asemenea prezența Băncii Naționale a României prin reprezentantul ei la această dezbatere interesantă pe subiectul medierea obligatorie, domnul Alexandru Brăunescu, director adjunct al Direcției Juridice, care ne va vorbi astăzi despre granițele dintre profit și pierdere din perspectiva medierii. Alături de noi, tot din elita bancară, sunt și doamnele Simona Bălceanu, mediator și vicepreședinte al Asociației FINVAN, Asociația Mediatorilor din domeniul financiar bancar, și doamna Ramona Ratun, mediator și membru fondator al aceeași asociații, care împreună vor dezbate tema factori de succes în medierea din domeniul bancar. Vom încheia prima parte a acestui eveniment cu prezentarea realizată de domnul Constantin Cotaru, președintele Asociației FINVAN, mediator, care ne va spune câteva cuvinte despre rolul acestei asociații. Întrebările și concluziile dumneavoastră sunt binevenite, exprimate la sfârșitul acestei prezentări, din primul panel, pe o perioadă de circa 15 minute. După o scurtă, dar utilă pauză de cafea, vom trece la abordarea medierii și la efectele acestea în mediul de afaceri și sistemul medical. Mai precis, aici mă refer la cauzele de malpraxis. Avem de asemenea onoarea de a-l avea alături de noi pe domnul deputat Daniel Cițorui, președintele Camerei Consultanților Fiscali, care va aborda rolul de mediator al consultantului fiscal în relația dintre administrația publică și mediul de afaceri. Tot din sfera legislativului, un semnatar și susținător al proiectului de lege privind medierea obligatorie, domnul deputat Adrian ales în Colegiul 14, mediator, va promova instituția medierii și profesia de mediator în mediul de afaceri. O opinie avizată și interesantă de ascultat este susținerea distinției doamne Elena Gustea, un specialist în domeniul medierii, președinta Asociației Centrul Avocaților Mediator, Avocat, Liquidator și Mediator, ne va susține tema cu titlul Medierea conflictelor de natură comercială, argumentată de vasta și frumoasă experiență acumulată în domeniul comercial, oferită de toate cele trei calități pe care le deține și le-am enumerat mai sus. Domnul Adrian Macarie, mediator din Brașov, va face câteva considerații despre impactul medierii asupra imaginii unei societăți comerciale. După ce mediatorii au explicat avantajele și puținele dezavantaje pe care o procedură de mediere le are, lăsăm locul liber practicienilor din domeniul afacerilor, respectiv oamenii de afaceri. Astfel, domnul Constantin Rodaru, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri, ne va spune cum se vede medierea din prisma afacerilor mici și mijlocii, care se dezvoltă în România anul 2012. Trecând într-un domeniu mai tehnic, unde neatenția și greșelile pot fi plătite scump, dar unde medierea poate cu succes să-și găsească lucruri, cauzele de malpraxis pot face parte din viața fiecărui profesionist. Astăzi avem onoarea să avem alături de noi specialiști din domeniul medicinii, un domeniu unde eventualele greșeli pot costa o viață de om. Am ales acești specialiști pentru că sunt convins că ne vor explica cel mai bine despre relația conflictuală dintre medic și pacient, intervenție realizată de domnul dr. Sorin Păun, din partea colegilor medicilor din municipiul București, iar despre utilitatea medierii în cauzele de malpraxis, modul de abordare, susținut de domnul Ion Maftei Golopenția, împreună cu domnul profesor universitar, dr. Ion Maftei Golopenția. Și nu în ultimul rând, într-o manieră extrem de profesionistă, doamna Alina Hanciun, mediator și avocat, va privi cauzele de malpraxis din punct de vedere al juristului. Dar după cercetare juridică amănunțită, se va referi la aspectele juridice ale cazurilor de malpraxis, însoțite de exemple relevante din jurisprudența instanțelor de judecată din România. Salut de asemenea prezența în sală a unui număr mare de specialiști, reprezentanței sectorului bancar, medical, ai administrației de stat, ai mediului societăți de avocatură, ai mediului academic și ai mediului de afaceri. În condițiile în care întreaga Uniune Europeană, perspective economice ale industriei s-au deteriorat semnificativ în ultima perioadă, așa cum sublinia și raportul Comisiei Europene la începutul acestui an, redresarea economică, aflându-se astfel sub semnul incertitudine, o discuție serioasă despre mediere purtată astăzi trebuie să fie, în opinia mea, o discuție despre competitivitate și performanță, atât la nivel macro, cât și la nivel micro. Am mai spus aceste lucruri dinainte, dar este necesar să le spunem că ne convingem că au fost auzite de cel mai mic factor de conflict. Competitivitatea este indicatorul care vorbește cu adevărat și elocvent despre prosperitate. Ori a fi competitiv, mediatorii, ori știu mai bine decât oricine, înseamnă a fi performant. Care să fie ordinea. Mai întâi mediatorii competitivi și mai apoi mediatorii performanți sau invers. este în sine un subiect interesant de dezbatere. Speranța că această criză economică a reușit să întărească și să consolideze mediul de afaceri din toate punctele de vedere, rămâne încă un deziderat asupra căruia cred și în care îl vom analiza cu alte ocazii. Mărturisesc că găsesc aici un bun prilej să deschid front de intervenții pentru colegii mei mediatori, a căror perspectivă asupra temei de astăzi este una de interes național și specific. Aș dori să mulțumesc sponsorilor noștri care au făcut posibil acest eveniment și să-i numesc, din fiind Universul Juridic, ujmag.org, CheckBank, Human Toolkit, Data Trade, Lumea Justiției, INDACO, Juridice, Camera Consultanților Fiscali și FINVAN, bineînțeles. Vă mulțumesc, sper să avem o dezbatere frumoasă, interesantă